ANME a emis în această dimineață un cod galben de intensificări locale ale vântului cu rafale de 55-65 de km pe oră în județele Constanța și Tulcea, zona de litoral. Avertizarea a fost valabilă până la ora 11. Mai mult, orașul nostru a fost acoperit de ceață. De exemplu, în parcul Tăbăcărie, deasupra lacului, s-a format o pătură de ceață. Fenomenul meteo îți dădea senzația că lacul fierbe. Astăzi, la Constanța, a fost maximum 9 grade Celsius. Meteorologii nu au vești bune nici pentru zilele următoare. În acest weekend vor fi cantități semnificative de precipitații în majoritatea regiunilor țării, iar temperaturile vor scădea.